aflată în zona subcarpaților de Curbură, în Valea Buzăului, comuna Pârscov este formată din satele Bădila, Curcănești, Lunca Frumoasă, Oleșești, Pârjolești, Pârscov, Robești, Runcu, Târcov, Tocileni, Trestieni și Valea Purcarului. În toate aceste locuri există numeroase proiecte ce trebuie efectuate pentru a îmbunătăți considerabil viața oamenilor. Un prim pas s-a făcut în 2016, atunci când primăria a amenajat din fonduri proprii un parc pentru cei 500 de copii din comună. Tot pentru copiii care urmează cursurile la școala cu clasele 1-8 Vasile Voiculescu din comuna Pârscov, administrația locală a mai realizat o investiție importantă ce s-a ridicat la 90.000 de lei. Începând cu anul trecut, 2016, după alegeri, am avut următoarele investiții. S-au finalizat în cursul anului trecut lucrările de amenajare a unui parc de copii din fonduri proprii în valoare de 40.000 de lei, de care beneficiază peste 500 de copii pe care îi avem pe raza comunei Pârscov. De asemenea, am asfaltat și curtea școlii din fonduri proprii în cuantum de 90.000 de lei. În vara anului 2016, ploile abundente căzute în zona au făcut prăpăd. Atunci, mai multe gospodării din comuna Pârscov au fost inundate în urma scurgerilor de pe versanți. La vremea respectivă, în sprijinul oamenilor, au mers membrii serviciului voluntar din localitate și 25 de pompieri. Forțele de intervenție au folosit 8 motopompe și 2 buldoexcavatoare pentru a evacua apa din gospodării și pentru a lărgi șanțurile de scurgere. Atunci au fost afectați mai mulți kilometri de drum din localitățile Bădila, Lunca Frumoasă, Pârscov și Robești. La vremea respectivă, primăria a primit ajutor financiar de la guvern, bani cu care s-au reabilitat câțiva kilometri din localitățile amintite anterior. Am realizat 7 kilometri în localitățile Bădila, Pârscov, Lunca Frumoasă și Robești din fonduri guvernamentale în valoare de 400.000 de lei pentru situații de urgență, după calamitățile care au fost anul trecut în vară. Având în vedere că în viitorul apropiat spitalul de la Pârscov va fi redeschis odată ce vor veni și medicii care vor lucra în unitatea spitalicească, primăria a pregătit în cursul anului 2017 2 apartamente sociale care vor asigura cazarea acestora. Totodată a fost reabilitată tot din bugetul propriu al primăriei clădirea fostei jandarmerii. Anul acesta am realizat clădirea care a fost circa veterinară, unde am amenajat 2 apartamente sociale ce vor asigura cazarea medicilor care vor lucra la Spitalul Pârscov. S-a reabilitat clădirea fostei jandarmerii pentru a deschide un punct permanent pentru salvare și pompieri, tot prin fonduri proprii, în valoare de 400.000 lei. În ultima perioadă, iluminatul stradal cu LED a devenit o tehnologie tot mai răspândită în mediul rural. De-a lungul timpului, sistemele de iluminat stradal LED și-au demonstrat eficacitatea și utilitatea, motiv pentru care și Unitatea Administrativ-Teritorială din Pârscov a apelat la această modalitate. La acest moment, în aproape 90% din comun au fost modernizați stâlpii de iluminat public, totul realizat cu fondurile proprii ale primăriei. Am modernizat iluminatul public, schimbând 640 de lămpi vechi cu lămpi economice, cu LED, în valoare de 400.000 de lei din fonduri proprii, urmând ca anul viitor restul de 100-120 de lămpi să le schimbăm și pe acestea. Primăria Pârscov intenționează ca în viitorul apropiat să pună în aplicare și alte proiecte extrem de importante pentru locuitorii comunei. Vorbim, printre altele, despre construirea unei piețe comunale, a unei punți pietonale și reabilitarea unor drumuri din mai multe localități.